APIA informează că a dat publicității raportul preliminar de selecție în care anunță persoanele sau companiile care au aplicat pentru schema de ajutor de stat sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite. Facem precizarea că raportul de selecție preliminar nu reprezintă decizie de finanțare, iar informații detaliate se pot obține accesând site-ul agenției. Rezultatele raportului de selecție preliminar pot fi contestate de către solicitanți până la data de 12.10.2017 inclusiv. Elementele care pot fi contestate sunt următoarele. Elemente legate de eligibilitatea cererii de sprijin, punctarea unor criterii de selecție, valoarea estimată a sprijinului. Sesizările care vizează alte elemente decât cele menționate mai sus vor fi soluționate de structura competentă din cadrul agenției, conform prevederilor legale ce reglementează regimul juridic aplicabil petițiilor și sesizărilor cu termen de răspuns în 30 de zile calendaristice. După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, APIA va publica raportul de selecție final, urmând ca beneficiarii să fie notificați în vederea semnării contractelor de finanțare.